desfășoară în mai multe orașe din țară, în Curești, în Constanța și în Proiești, și protestăm împotriva agresivității și nonșalanței de care a dat dovadă ministrul Videanu în declarațiile față de Roșia. Practic, din declarațiile respective se desprinde voința politică a actualului guvern de a reformi procedurile de autorizare pentru proiectul Roșia Montană, deși există numeroase sentințe pronunțate de diferite instanțe competente, sentințe irevocabile prin care aceste proceduri sunt suspendate și, practic, întregul vechi proiect este desfințat. Și cu toate acestea, din declarațiile respective, rezultă că guvernul își dorește o reactualizare a procedurilor respective și ar fi, practic, un afront adus instanței. Și așa am ales astăzi, în această zi, să protestăm în cele 4 orașe, urmând ca în decursul acestui an să mai existe asemenea zi de luptă, de fiecare dată, practic, când un demnitar va face declarații de acest gen, îi vom dedica o asemenea zi de luptă cu diferite mesaje și forme de exprimare. Îți declar pe Videanu în roșii. Mulțumesc plutonului de execuție Eco și. Că le luăm roșiile, nu le lăsăm aici.